Ora 15, doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Regiunea în Obiectiv, emisiunea în care dezbatem informații din actualitatea Transilvaniei. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în colaborare cu Centrul Comunitar Județean, organizează o serie de activități pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la boala Alzheimer. Discutăm chiar acum despre acest subiect, este subiectul care deschide ediția de astăzi a emisiunii noastre. Joi 20 septembrie începe a doua ediție a Festivalului Cluj Symphony Experience, iar nevăzători din România vor învăța istoria prin sunet și atingere. Motive întemeiate să rămâneți astăzi alături de noi. Prima mea invitată, Mihaela Telcean, director al acestui centru, este alături de noi. Îți mulțumim foarte mult că ești cu noi, Mihaela. Cu mare drag. Este un subiect fierbinte, este un subiect pe care voi îl abordați prin aceste acțiuni de sensibilizare, de conștientizare la nivelul comunității în fiecare an. Și vreau să ne dai detalii despre ceea ce vreți să faceți în acest an. O amplă campanie de sensibilizare și conștientizare a comunității clujene în contextul bolii Alzheimer. Având în vedere că este a șaptea afecțiune cauzatoare în contextul mortalității, a doua ca impact psihologic după cancer în rândul populației de vârstă medie. Sunt informații cu adevărat, să spun așa, cu semnul exclamării, despre care nu știu cât de multă lume are detalii. Nu are detalii, cumva lumea aproape că se ferește de a ști foarte multe. Este boala uitării, asta toată lumea știe, dar nu știe ce presupune să îngrijești un bolnav cu boala Alzheimer sau cum putem preveni sau cum putem eventual vedea primele semne care pot apare și cu 10 ani înainte de diagnosticul care se pune la medic. Care sunt aceste prime semne care ar trebui să dea de gândit, care ar trebui să tragă un semnal de alarmă aparținătorilor sau chiar persoane în cauză? Înțeleg că e o fază incipientă, dar da, care... Da, și foarte importantă din punctul nostru de vedere, pentru că atunci și în acel moment persoana ar trebui să beneficieze de serviciile pe care le putem oferi noi pentru a se menține cât mai mult funcția cognitivă deteriorată puțin la acel nivel. Uităm unde am pus un obiect pe care lucruri pe care de obicei nu le uităm. Uităm de unde să luăm lingura, de exemplu, pentru a mânca supă, sau punem întrebări repetitive, sau suntem dezorientați în spațiu imediat apropiat. Pe care de obicei cunoaștem și în care ne desfășurăm activități. Da, uităm numele membrilor familiei sau dar ne amintim chestii din copilărie. Deci, cumva, la lucrurile astea ar trebui să fim atenți, pentru că, și bineînțeles cu referire nu neapărat la noi, vârsta noastră, ci la părinții noștri, apropiații noștri, vârsta de diagnostic, cel puțin la noi, pentru beneficiarii noștri, a scăzut foarte mult. Cel mai tânăr beneficiar pe care l-am admis la centru are 45 de ani. Da. Și e important să spunem, în momentul în care apar aceste semne, este foarte bine ca persoana să ajungă la Centrul Comunitar Județean. De altfel, este, din câte știu, singura instituție din țară care are specialiști formați. Ca specific pe boala Alzheimer, da. Există psihologi, kinetoterapeut, fizioterapeut, asistent social, toți sunt cumva formați pe acest domeniu și au ca interes, așa cum au colegii pe Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism, acordarea serviciilor către copilul cu această afectare, așa sunt și colegii mei de pe centru de zi pentru persoane cu Alzheimer. Problema majoră este că stau doar 4 ore la noi la centru, fără însoțitor. De ce nu se poate sta mai mult? Noi putem, atât le putem noi oferi ca spațiu și ca număr de specialiști alocați pe acel centru. Și înțeleg din ce spui că ar fi nevoie de mai mult. Ar fi nevoie de toată clădirea aceea la un județ Cluj cu asemenea afectare sau prognostic spre a dezvolta cam vârsta noastră, peste 40 de ani deja ne îndreptăm spre această afecțiune, să avem și servicii, nu? Ne gândim, dacă se întâmplă, unde mă duc? Nu este o soluție a te îndrepta spre un cămin spital sau spre un centru de îngrijire vârstnici. Este o soluție spre a mă îndrepta spre niște servicii sociale, adică gratuite, în contextul în care eu am un diagnostic și am o încadrare în grad de handicap pentru asta, cu specialiști care să știe ce fac pentru mine.
Dar spuneai puțin mai devreme un lucru foarte interesant și trist în același timp. Pe de-o parte, Alzheimer este boala uitării din punctul de vedere al ceea ce se poate oferi unui pacient în România zilelor noastre. Este o boală a negării, a marginalizării, a punerii într-un loc în care prea multe lucruri nu se fac, din păcate, pentru această persoană. Din păcate, dar sunt convinsă că, așa cum s-a scris și acest proiect, în care, pe lângă servicii de recuperare pentru persoane cu dizabilități, copii și adulți cu afectare autism sau neuropsihomotori, adulți și copii, s-a cuprins și acest segment pe centru de zi dedicat persoanelor cu Alzheimer, ar trebui să fie replicat și la nivelul județului Cluj și la nivelul altor județe. Așa mă gândesc, într-un moment în care tot mai mult terapiile și partea de servicii de recuperare se dezvoltă și specialiști avem și chiar dornici a lucra pe aceste domenii, ar trebui să avem locații, ar trebui să avem proiecte și... Și, desigur, idei. O viziune integrată. Aici, înțeleg, la Cluj-Napoca s-a dorit, pe un proiect s-a realizat acest lucru, da. Dar nu e, până la urmă, această inițiativă nu se supune unui plan național care să... Fac o replicare a acestui model și în alte județe. Vreau să ne vorbești puțin despre momentul acela al punerii diagnosticului. Ce spune, ce înțelege o persoană în momentul în care află că are această boală? Din păcate, ei nu mai sunt conștienți în mare măsură sau nu mai știu exact, adică ce ajungem înseamnă foarte târziu afectarea. La diagnostic. Aceasta este problema, că ajung în faza în care deteriorarea este destul de mare, cognitiv vorbind, luat pe mini mental state examination, MMS-ul, și care îl aplicăm noi. Și atunci managementul tulburării în sine este deja da, și decalat. Trebuie să-l facă familia. Și familia intră inițial într-o fază de negare, apoi de furie și apoi de acceptare. Practic, ăsta este traseul. Și de furie în contextul în care se vede pus în incapacitatea de a face ceva pentru părintele lui, sigur, sau pentru bunicul lui sau pentru persoana care este dragă. Ar trebui cumva familia să intre și ea într-un plan, nu știu, secundar de asistență, de consiliere, poate chiar de terapie. Noi avem două grupuri mari de suport care le coordonează specialiștii noștri, cu întâlniri bilunare sau lunare, cu care organizăm chiar și în 21 septembrie, vineri, vom avea un workshop doar pentru ei. Am făcut împreună cu ei și au fost invitați la conferința internațională de anul trecut, care am ținut-o 10 ani de Alzheimer cu Universitatea Babeș. Și este foarte important să știe lumea că există un grup de suport acolo unde fiecare poate găsi poate soluții, nu numai de la specialiști, ci de la cei care au trecut prin astfel de situații. Și până la urmă chiar situații. Și ventilare emoțională. Da, nu? Pe care... exact. Nu, și wow. Fac și activități frumoase împreună, deplasări în țară, excursii și tot timpul sunt la curent cu ce apare nou, chiar teorii pe partea de este un leac pentru boala Alzheimer sau ne putem gândi la o soluție în următorii 20 de ani. Care sunt cele mai mari probleme, cele mai mari bariere, cele mai mari obstacole pe care le întâmpină o astfel de familie care are în grijă a cărei componență apare un astfel de caz? Cel mai mare obstacol este faptul că nu au acces la servicii și bolnavul își pierde din autonomia personală și nu mai poate să-l lase acasă singur. Da, sunt acele deja celebre sau foarte des pomenite situații în care aparținătorii spun mi-e frică de faptul că va lăsa aragazul pornit, exact. Mi-e frică de faptul va că va lăsa apa casă. Sau va pleca din casă sau nu-l vom mai da. Găsi sau... da. Și, sunt pericole reale. Sunt pericole reale și atunci familia cumva se simte constrânsă de a lua o decizie care nu este nici în interesul lui și nu ajută nici beneficiarul de a-l interna într-un azil. Chiar dacă este el privat sau de stat, dar acest azil se concentrează acolo, pe nevoi specifice Alzheimer sau oferă îngrijiri de bază? Îngrijiri de bază. Ei au, din ce știu eu și oricum pe serviciile oferite de DGASPC, au și kinetoterapeuți, au și masări, deci cumva pe partea de menținere a funcțiilor motrice, deci acolo pe coordonare, ce se poate lucra la început, cu siguranță beneficiază și acolo de servicii. Dar un centru specific pe Alzheimer este cu totul
altceva când vorbim de servicii specifice. Și atât cum, doamnelor și domnilor, aflăm de la invitata mea, Mihaela Tercean, director al Centrului Comunitar Județean Cluj, că într-o astfel de situație în care familia ar trebui să beneficieze de consiliere și suport, sigur, în Cluj se întâmplă asta, dar în alte părți nu, devine, de fapt, singurul beneficiar și gestionar al acestei situații. Și cu atât mai importantă această zi pe care voi organizați, Ziua Mondială Alzheimer, marcată și la Cluj-Napoca, doamnelor, domnilor, printr-o serie de activități despre care ne va vorbi chiar acum invitat. Este a patra oară când organizăm evenimentul de testare gratuită a memoriei pentru persoanele peste 45 de ani de către specialiștii noștri, la număr 45 implicați în această campanie. Dar de 3 ani încoace organizăm această campanie, de 4 ani organizăm această campanie în cafenele din Cluj. Cine vine spre noi și ne oferă acest spațiu, o numim Cafeneaua Alzheimer. În acest an mergem a doua oară la Doamna T, pe Napoca 10, și la Samsara, la Ludwig Roth, pe la numărul 5. O parte din colegi vor rămâne acolo pentru testare și consiliere 1-1 cu persoanele care intră acolo, și cea mai mare parte din colegi vor fi pe străzile Horia, Barițiu, Napoca, Mamaia, Dragalina și Piața Mihai Viteazu, unde vor împărți baloane și flyere și vor vorbi cu trecătorii despre importanța prevenției bolii Alzheimer și care sunt primele semne care trebuie să ne dea de gândit și ar trebui să mergem la o testare. Locații accesibile din Cluj-Napoca sunt locurile, doamnelor, domnilor, unde vă puteți întâlni cu specialiștii Centrului Comunitar Județean și care, desigur, îi vor îndruma pe cei interesați spre cele două locații, Napoca 10 și Ludwig Roth numărul 5, spuneai puțin mai devreme, acolo unde se organizează astfel de testări. Ce trebuie să știm noi la nivel de comunitate, populația generală și cum am putea, într-o situație în care ne lovim, nu neapărat în familia noastră, dar interacționăm cu astfel de persoane, să știm, pentru a nu face rău? Nu facem rău dacă îi acceptăm. Nu facem rău dacă îi abordăm în felul în care să nu-i punem în evidență lipsa capacităților lui la acel moment, adică cum nu știi, te-am întrebat de 5 ori și tot nu spui, sau să-i punem întrebări scurte pentru a ne putea da un răspuns clar, pentru că la un moment dat și vedem noi și funcția limbajului se deteriorează din ce în ce mai mult și el, deși vrea să spună ceva, nu-ți spune ceva cu sens. Și noi, comunitatea, ce putem face este să susținem proiecte cât mai multe pentru a dezvolta astfel de servicii, având în vedere că și noi, probabil, părinții noștri sau cei dragi nouă, vom avea nevoie la un moment dat de specialiști, în primul rând, și ulterior de locații în care să putem beneficia de acest gen de terapie specifică. Da, sunt, știu, și tratamente medicamentoase sunt în acest moment decontate de către sistemul de sănătate din România? Cred, da, pentru că bolnavul, în momentul în care are un diagnostic, normal merge la medic pentru rețetă, dar noi știm că și rețeta este compensată. Doar noi știm că tratamentul nu îi ajută foarte mult în momentul în care deja are un diagnostic de Alzheimer, pentru că această boală este degenerativă și progresivă. Deci nu putem vorbi de vindecare în contextul bolii Alzheimer, decât, adică, de deteriorare progresivă. Se degradează, da. Și ce facem noi în terapiile de kinetoterapia, terapiile cognitive cu psihologul sau reminiscențelor, este o terapie specifică a bolii Alzheimer, este de a menține cât mai mult pe platou funcțiile cognitive așa cum l-am preluat la admitere pacientul. Se poate? Înțeleg că se poate face acest lucru. Avem, sigur că da, dar vă dau exemplu pacienții pe care, sau beneficiarii pe care noi avem de 4 ani de când am deschis centru. Unii dintre ei, văzând cu ochii, s-au deteriorat din punct de vedere și al limbajului și al calității memoriei și orientării spațiale. Și cum spuneai puțin mai devreme, ajunge această boală să fie pe locul 7, înțeleg, în topul bolilor cauzatoare, da, de moarte în Da, România. Și pe locul 2, ca impact psihologic asupra populației de vârstă medie după cancer. Da, statistica e groaznică. Cred că ăsta e cuvântul. Și
insist cu această întrebare. De ce? De ce? Cred că pentru că știm că nu există un leac, așa cum nu există neapărat pentru cancer, dacă nu-l depistăm în faza precoce, da? Și pentru Alzheimer, dacă nu avem un diagnostic, să facem o menținere a funcțiilor cognitive care poate să ne mențină și 10 ani la același, dar că cuprindem undeva pe un scor cât mai mare al MMS-ului, testul cu care noi evaluăm memoria, care are 30 de întrebări, fiecare cotată cu un punct, care face referire la memoria de scurtă durată, abilități de calcul, abilități de redare a unui desen, abilități de executare și înțelegere a unor comenzi simple. Acolo când avem deja 27, trebuie să mergem la medicul pentru fiatru. Specialist e deja un semn de întrebare, da. Înțeleg. Când este sub 27, deja vorbim de o afectare de tip demență, care se poate ține încă sub control o perioadă de timp. Dar, bineînțeles că examenul cel mai relevant, dacă avem, noi îl trimitem de aceea la psihiatru, pentru că examinarea prin RMN este singura care ne spune... Care certifică, da, prezența? Da. Care certifică boala Alzheimer. Da, și în nu știu, această fază. Cumva cred că e nevoie, sau sigur e nevoie de o schimbare de paradigmă în acest sistem în România, pentru că mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o chiar aici în platou cu profesorul Eliot Sorel, care e de origine română, dar din păcate nu mai e în România, și care spune până când omul ajunge în serviciul de psihiatrie, până când omul ajunge la voi, și spunea asta, că de obicei, din păcate, la voi ajung când stadiul e deja destul de avansat. Stau și mă întreb ce se întâmplă la interfața cu medicul de familie, și persoane de această vârstă sunt predispuse, să spunem așa, la întâlniri dese cu medicul de familie, și de ce nu devine medicina de familie prima poartă care să depisteze cât de repede, poate nu se certifice în mod exact, dar primele semne de care vorbeai puțin mai devreme. Și o altă întrebare pe care o adresez, de ce în aceste condiții Clujul e singurul centru din țară? Asta nu pot să vă răspund. Noi ne bucurăm că suntem printre cei care putem reprezenta un model de bună practică. Și cred că vă și simțiți singuri. Dar știm că se organizează în fiecare an la București conferința națională organizată de Asociația Națională Alzheimer, afiliată la celelalte internaționale și care tot timpul este în contact cu asociațiile de filiale, care și la Cluj avem una. Știm că și ei au scris proiecte referitoare și au câștigat proiecte în care și noi am fost implicați referitoare la activități ce putem să oferim bolnavului cu genul ăsta de afectare pentru menținerea funcțiilor cognitive. Dar mă întrebai de ce cu medicii de familie nu avem mai mare succes. De ce nu sunt prima poartă? De ce nu sunt prima poartă și pentru copiii cu autism? Exact. De ce nu s-au respectat și nu se pun în aplicare normele legii care a apărut în 2014, prin care e obligatoriu screeningul la copiii de 2 ani prin acea testare și un test foarte scurt, gen cel care îl aplicăm noi, pe care trebuie în contextul Alzheimer, pe care medicul de familie îl aplică familiei sau copilașului, și foarte ușor acel copil ajunge să fie diagnosticat de vreme și să aibă acces la terapii mult mai devreme și un prognostic favorabil în evoluția lui. Deci, practic, e ceva asemănător și pentru Alzheimer. Cred că acolo ar trebui pornit de la bază și să construim ca o piramidă și familia să fie cumva vârful piramidei, că pentru, practic câștigăm comunitatea, câștigăm un bolnav, câștigăm bani la bugetul statului. Sigur. Că nu-l mai ținem în cămin. Sigur. Spital, și în orice context, când vorbim despre prevenție, vorbim și de scutirea banilor. Apropo, de menționat, persoane care beneficiază de tratament, de terapie în centru comunitar județean, plătesc aceste servicii? Nu, serviciile toate sunt gratuite, ca și pentru orice persoană care beneficiază de servicii la centru comunitar județean, doar că trebuie să aibă acest diagnostic și trebuie să aibă o încadrare în grad de handicap pe baza acestui diagnostic. Și pentru cei care ne urmăresc acum, dacă, nu știu, au în minte cazuri sau chiar în familia lor se întâmplă un astfel de lucru, înțeleg, și relația cu medicul de familie, cum spuneai, poate că nu e cea care să ducă. Înțeleg că dacă se adresează vouă,
voi puteți să îi îndrumați pe întreg circuitul și către psihiatrie pentru a certifica, către neurologie. Se întâmplă când vin direct acolo și întreabă. Noi nu-i putem considera beneficiar până nu încheiem un contract, dar îi putem consilia că trebuie să meargă să-și ia încadrarea în grad de handicap, că trebuie să-și facă anumite acte pentru dosar, deci asta putem să facem, dar procedura noastră de admitere cumva tot face trimitere la scorul acesta al testului de memorie care se va aplica vineri și nu-i putem primi decât într-o fază medie sau ușoară a bolii, deoarece când funcția cognitivă este atât de afectată, nu se mai pretează nici la protocolul de intervenție care este propus la noi pe Alzheimer. Vorbeai puțin mai devreme despre faptul că există la Cluj-Napoca specialiști, există, știu, colectivul tău în cadrul centrului e tânăr și dornic. Vorbește-ne puțin despre ceea ce înseamnă formarea unui astfel de specialist, pentru că înțeleg că s-au format specific pe Alzheimer. S-au format prin cursuri pe care ei le-au făcut, inclusiv pe psihoterapie sau pe, nu, ca să faci o testare de acest gen sau ca să ai acces la evaluare, trebuie să fii psiholog clinician. Ei sunt psihologi clinicieni pentru că au făcut acest master la Cluj, la universitate, care le oferă dreptul de parafă de evaluare și diagnostic clinic. Sunt cursuri la care au acces și în țară, la București, când se fac, sau prin asociațiile de profil anunțate în Asociația de Psihoterapii, sau la nivel internațional avem asistentul social al nostru, Dan Gădălean, este și președintele Asociației Alzheimer Filiala Cluj și este în contact în permanență. Excelent. Cu ce se întâmplă în exterior și el ne-a adus colaboratori din Olanda și avem tot timpul contacte cu cei Să te întreb, chiar dacă aruncăm o perspectivă mai tristă, ce se întâmplă în afară pe această problematică și cum se lucrează mai multe servicii. Și ce servicii au? Da, au mai multe servicii și serviciile lor seamănă foarte mult și cu centre de tip Respiro, ceea ce la noi... Marea mea supărare, mi-este foarte drag compartimentul de Alzheimer, în fiecare zi mă duc și salut pe bunici și stăm de vorbă cât putem și cât ne mai cunoaștem, dar ei ar trebui să aibă parte de servicii mai de lungă durată, poate chiar 8 ore pe timpul unei zile, să aibă o grădină, să aibă preocupări în natură. Noi nu ne permitem acest lucru. Deci, în alte țări, aceste centre, asta presupun, să aibă un căluț, să aibă... acest concept de Respiro, care, vorba ta, nu da, e foarte unde cunoscut la noi. Beneficiarul, familia, dacă are nevoie de un timp de 2 săptămâni să plece în concediu sau de o anumită perioadă de timp că vrea să scape de această, nu pot să-i spun povară, grijă, poate să-l ducă într-un centru specializat care răspunde pentru siguranța și pentru sănătatea lui în momentul în care, din momentul în care lasă până îl ia, și îi oferă terapii specifice. Acum, avem un prieten care are în Anglia un centru care oferă servicii la domiciliu. Nu este pe segmentul lui, servicii la domiciliu pentru bătrâni, dar el ne povestea că acolo aceste cumva centre în Anglia nu sunt cu specialiști, acolo sunt foarte scumpe terapiile cu specialiști pe acest domeniu de accesat și se poate cu casa de asigurări, deci este oricum un alt sistem, dar toată comunitatea se îngrijește și știe despre ei, merg copii și oferă spectacole pentru bunici, merg persoane de la circ și fac activități împreună cu ei. De asemenea, asociații care au câini dresați sau prin terapie cu animale. În viața comunității și exact, și comunitatea care se știe întâmplă de ei și au grijă cumva să le facă viața mai ușoară. Și centrele de tip Respiro, ca să fie sumarizat, rămân fără beneficii, fără aparținători, o anumită perioadă de timp, scurs spre mediu, timp în care li se oferă aceste servicii. La noi există un centru de tip Respiro din cunoștințele mele la Timișoara, dar știam că este mai mult axat pentru copii cu tulburări grave.
cu atât mai important să participăm la evenimentele pe care voi le organizați vineri, să le aducem aminte celor care ne urmăresc. Specialiștii Centrului Comunitar Județean Cluj vor fi prezenți în locații de mare trafic din oraș și vă pot îndruma, doamnelor, domnilor, spre cele două locuri unde se vor afla, pe Ludwig Road numărul 5 și pe Napoca 10, acolo unde se fac testări gratuite. Îți mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru că ai fost alături de noi. Mult succes în acțiunea voastră de vineri. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Elevii cu deficiențe de vedere vor învăța din acest an istoria într-un alt mod, prin sunet și atingere. Ei vor avea materiale educaționale adaptate și o platformă interactivă online. Elevii din toate cele 7 școli speciale pentru deficienți de vedere din țară pot învăța istoria României după metodele adaptate unui învățământ în format digital, interactiv și senzorial. Proiectul Istoria prin sunet și atingere este realizat de Asociația Tandem. Conține 120 de imagini tactile și tridimensionale și 45 de fișiere audio, plus o platformă online. Acesta poate fi accesată la adresa www.idea-isa.ro. Copiii nevăzători au o metodă egală de comunicare cu profesorilor eventual văzători sau nevăzători și o modalitate de a accesa mai multe materiale, fiind accesibile lor cu screen reader-ul de pe un calculator sau telefon sau tabletă. Fiind o platformă web, aceasta conține mai multe instrumente de mărire pentru elevii slabvăzători sau contraste. Textele aparțin istoricului Neagu Giuvara, dar și diversilor cronicari. Pentru deficienții de vedere sunt greu accesibile pentru că se găsesc în formate tipărite sau se găsesc în formate brai, care sunt mai incomode la citit și mai dificil de transportat. Valoarea proiectului Istorie prin sunet și atingere este de 47.000 de euro. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, dumneavoastră ați urmărit un material realizat de colegul nostru Andrei Biro. Discutăm acum despre acest subiect interesant cu invitații mei, domnul profesor Ioan Marin Câmpean, director adjunct al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj și colega noastră Andreea Noti. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Un proiect foarte interesant și mă bucur, Andreea, că ești alături de noi, pentru că în momentul în care ne-ai anunțat la telefon despre faptul că intenționezi să faci un reportaj despre acest subiect, îmi spuneai, mi-aduc aminte pe vremea mea când eram în școală, spuneai tu, lucrurile stăteau cu totul altfel. Spune-ne cum era atunci. Păi eu nu mi-aduc aminte să fi avut noi manuale de istorie în perioada liceului. Ultimul manual de istorie pe care mi-l aduc aminte, cred că era în clasa a șasea. Chiar îmi aduc aminte, era o anecdotă legată de... Noi scriam lecțiile. Orele noastre de istorie constau din faptul că noi scriam până ne venea rău de la un capăt adică la altul. Adică profesorul dicta, da. Și dicta. Dicta într-una. Chiar exista o anecdotă legată de un profesor de istorie care începea încă de pe hol. Hai, scrieți, Mihai Viteazu, n-am timp. Și aceasta era situația la multe alte materii, la fel și la geografie, la fel și la biologie. Nu existau manuale, nu exista loc pentru dezbatere, pentru discuție în timpul orei, deoarece toată ora scriai, trebuia să-ți scrii lecția de la un capăt la altul. Și de asta eu am fost destul de încântată de acest proiect. De-a dreptul entuziasmat am putea spune, domnule Câmpean, vă rog frumos să ne dați detaliată, din fericire lucrurile se schimbă și copiii au astăzi alte oportunități. Da, mergem înainte, ținem pasul cu vremea, cu vremurile. Este un proiect foarte frumos și trebuie să mărturisesc că pentru mine a venit ca o surpriză plăcută. Pentru că nu mă așteptam să se materializeze într-o formă atât de bine de calitativ făcută. Adică, dați-ne detalii. În sensul în care există, în urma acestui proiect, noi am primit la școală două atlase, mă rog, atlase în sensul de dosare, care sunt un fel de manuale, pentru că nu sunt manuale, să spunem, niște auxiliare didactice care cuprind lecții din manuale, dar cuprind niște hărți tactile foarte bine realizate pentru nevăzători, adaptate de specialiști care lucrează în școli și se vede foarte bine că lucrează în școli pentru nevăzători și de asemenea niște grafice tactile foarte bine realizate. Și acestea, pe lângă conținutul lecțiilor care poate fi urmărit și pe platforma online a proiectului,
sunt niște resurse educaționale foarte prețioase în contextul actual. Ai reușit, Andreea, să testezi aceste dispozitive, să le spunem, aceste atlase, aceste grafice tactile? Nu, nu am reușit, dar am stat de vorbă cu Andreea Bruckner, coordonator al proiectului, care mi-a spus un lucru îmbucurător, că proiectul include și colaborarea cu muzee de istorie, de exemplu cu Muzeul Unirii de la Alba Iulia. Și vreau să-ți spun că una din cele mai jenante experiențe ale vieții de elev nevăzător a fost dintotdeauna vizita la Muzeul de Istorie. Momentul în care ești plimbat prin fața unei vitrine și nu știi dacă înăuntru e un cuțit de bucătărie sau proteza dentară a lui Mihai Viteazu. Și aici, faptul cum, că... Cum se... Da, e colega noastră, Andreea Nodi, totdeauna plină de umor. Cum se desfășoară astfel de vizită? Cineva vă povestea pur și simplu? Ne povestea și ne târam în șir indian. Era mai util dacă rămâneai în internat și jucai flori, fete și băieți. Știu, ai povestit odată la emisiunea Fără Prejudecăți despre un context tot așa, în momentul în care v-ați dus într-o excursie într-un cimitir. Da, era ceva cimitir în Blaj, nu mai aduc aminte despre ce era vorba, atâta că era să cad pe niște morminte pe acolo și ne-am bălângănit o oră, că ăsta e termenul potrivit, prin acel cimitir și cu ce am rămas? În schimb, înțeleg că acum, cu ajutorul acestor mijloace auxiliare, elevii au oportunitatea să rețină mai bine informația, nu? Ăsta e avantajul, da, pentru da, că cineva ar putea spune, bun, da, ai audiobook-uri, ascultă, dragă, lecția aia până... Da, problema este că un audiobook nu se poate descrie o hartă sau o stemă istorică sau o stemă a Moldovei. Iar sau... lucrurile astea cum se întâmplă? Da, proiectul ăsta. Tu poți acum să atingi acel exponat, să vezi cum arată un obelisc, cum arată, nu știu, niște hieroglife, litene sau multe altele. Și iarăși apreciez foarte mult la acest proiect că în loc să fac un manual punctual, să zic că noi prin proiectul ăsta facem manualul de clasa a 12 așa atât. Ei au făcut o colecție de materiale care pot fi folosite la mai multe clase în funcție de temă istorică pe care o abordează și atunci poți să-l folosești și la clasa 12 pentru pregătirea pentru bacalaureat și la clasa 6-a unele și așa mai departe. Deci acoperă o are foarte, foarte mare din istorie și asta este un lucru foarte, foarte bun. Referitor la muzee și la ceea ce spunea Andreea, lucrurile și lucruri care sunt o realitate, e adevărat. Da, da, lucrurile se mișcă și în direcția asta. Noi avem acum, de exemplu, prin colaborare cu noi în Muzeul Etnografic al Transilvaniei, există o expoziție permanentă destinată nevăzătorilor. Există și aceea este cu adevărat frumoasă. Care a fost făcută chiar în colaborare cu noi într-un proiect și mai sunt muzee care ne-au solicitat ajutorul. Țin minte că am mai fost într-un proiect la Baia Mare, la un muzeu de istorie, Muzeul de Istorie de acolo, unde s-a făcut o expoziție, nu știu sigur dacă a rămas cu caracter permanent, dar văd că în ultima vreme lucrurile merg în direcția bună și ideea, într-adevăr, asta este să deschidem oportunități și să creăm alternative de învățare care să ajute nevăzătorii și să nu ne bazăm doar pe ideea aceasta că oricum nevăzătorul e un om deștept și el poate să-și imagineze niște lucruri, să-l lăsăm să atingă niște lucruri, pentru că chiar și pentru noi cei care mai vedem sau care vedem bine, lucrurile experimentate direct lasă o amprentă mult mai mare, sigur, decât lucrurile din imaginația noastră. Mie mi-a plăcut un lucru extraordinar în acest proiect. Am văzut că în elaborarea lui, în elaborarea materialelor, au fost cooptați nu doar specialiști, ci și elevi. Profesori și elevi au participat, au spus cum doresc să arate astfel de lucruri. Cât de important, Andreea, este prezența celui beneficiarului, celui care, căruia se adresează acest lucru. Este foarte importantă ideea de nimic pentru persoanele cu dizabilități, fără persoanele cu dizabilități. Nimic, exact deviza Convenției Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a ONU. Pentru că altfel întâlnim derapaje ciudate, întâlnim proiecte care poate că au la bază o intenție bună, dar rezultatul este absolut caragios. De exemplu, domnul profesor Silviu Vandam spunea la un moment dat că în cadrul unei conferințe au încercat să creeze un nou alfabet pentru nevăzători și au
Rezultatul a fost absolut monstruos, o scriere, nu știu, cumva adâncită, ceva de secol XIX, sau să ne amintim de aplicația aceea elaborată de cei de la Google, care funcționa doar dacă îți atârnai dita mai telefonul Google Pixel la gât. Da, lucruri care până la urmă nu-și găsesc utilitatea în practică, nu. Înțeleg. Din fericire, nu este cazul acestui proiect despre care vorbim și știu că e o temă pe care noi doi, Andrei, am discutat adesea. Mi se pare foarte interesant cum spuneți voi. Acest lucru mă ajută să văd, să vedem. Și în emisiunea Fără Prejudecăți, unii mi-au atras atenția. Nu mai folosi expresia vedea când e Andreea de față și știu că tu nu ești de acord cu asta. Nu, fie mi-e îngăduită libertatea lexicală până la urmă. Nu sunt de acord că ar trebui. Chestia asta cred că ar menaja doar sensibilitatea văzătorilor. Un nevăzător nu se simte jenat de termenii mă uit la televizor sau la vedea sau... Nu. Cum avem deja un feedback de la elevi despre cum acest proiect și-a găsit utilitatea în clasă? Da, elevii sunt încântați de faptul că au materiale în plus, mai ales cei care sunt pasionați de subiect și pentru anumite lecții suportul acesta tactil este foarte important. De asemenea, sunt foarte încântați de materialele multimedia din proiect, adică există fișiere audio înregistrate profesionist și încărcate pe platformă care și pe noi ca profesori ne ajută foarte mult. De exemplu, pot ilustra prin aceste fișiere audio secvență de lecție, pot să-i pun acel fragment citit foarte frumos, cu ilustrație muzicală, cu efecte sonore. Eu cred că sunt de-a dreptul spectaculoase astfel de lecții. Se apropie foarte mult de ceea ce în România ar trebui să se înțeleagă printr-un manual interactiv, să știți acest lucru, pentru că nu vreau să intru în domeniul ăsta al educației, al manualelor interactive, dar până acum la noi acestea au fost interactive mai mult cu titlu. Și așa ar trebui să arate un manual. Iată ce spune Andreea despre perioada ei de trecere prin școală. Un manual interactiv multimedia trebuie să aibă astfel de secvențe, să aibă atât secvențe care pot fi citite direct, să aibă secvențe multimedia și alte aplicații în care să ajute copilul, elevul respectiv să intre în acel univers și să experimenteze conceptul care este predat în lecția respectivă. Și proiectul acesta face acest lucru. Proiectul ăsta este extraordinar și pentru faptul că prezintă cumva cealaltă față a unei aceleași monede. Suntem într-o perioadă în care se dezbat foarte mult manierele în care editura didactică și pedagogică își dă rău cu stângul în dreptul, ca să zic așa, îmi cer scuze pentru această expresie, cu manuale pline de greșeli și de probleme. Iată, voi reușiți prin acest proiect să-i ajutați pe nevăzătorii din România să învețe istoria prin sunet și atingere. Vom avea în curând, nu știu, biologia prin sunet și atingere, matematica prin alte materii aveți în plan? Mi-aș dori geografia prin sunet. Geografia, iată. Bacalaureatul la geografie a fost absolut înfiorător, consta din trei subiecte care erau bazate pe trei hărți. Există, Andrei, apropo de asta, la bacalaureat vreo adaptare pentru persoanele cu deficiențe de vedere? Nu, există adaptarea că supraveghetorii sau profesorii de specialitate îți descriu hărțile acelea și tu încerci să rezolvi subiectele. Adaptare nu exista pe când am dat eu bacalaureatul. Și nu există nici acum. Și cum e posibil, domnule profesor? Noi am înaintat mai multe memorii aproape în fiecare an la minister referitor la bacalaureatul la geografie pentru nevăzători datorită faptului că subiectul de geografie de bacalaureat este bazat strict pe hărți. Deci există niște subiecte care sunt bazate strict pe hărți, care sunt numerotate cu litere, cifre și așa mai departe. Sunt acolo reprezentate niște orașe, niște râuri pe care copilul trebuie să le deducă din hartă, elevul, candidatul. Noi am cerut ca pentru nevăzători să se facă o grilă. Să zicem cu ABCD, spuneți un concept și așa mai departe. Cu variante de răspuns. O variantă alternativă. Până acum nu s-a făcut. E adevărat că în România, fiind o probă la alegere, geografia pentru nevăzători, nu există același număr de candidați în fiecare an. De exemplu, noi anul trecut n-am avut niciunul.
Asta poate nu... și din acest motiv, pentru că este extrem de greu pentru un elev să rezolve probele. Și atunci, ca măsură alternativă, noi interpretăm și creăm noi. Vine un profesor specialist desemnat de inspectorat, care cunoaște cât de cât problema și care știe să adapteze el harta respectivă și se face, vă dați seama, datorită faptului că proba începe la ora 9, subiectele vin la ora 8, el între ora 8 și 9-10, el trebuie să adapteze 3 subiecte și bineînțeles că proba începe mai târziu. Candidatul nevăzător primește niște texte foarte lungi, asta e problema, că ei primesc o grămadă de foi braille pe care trebuie să le citească, trebuie să extragă informația și să răspundă. Cu toate acestea, sunt foarte mulți nevăzători care au reușit să-și ia bacalaureatul la geografie. Andreea e un exemplu de top pentru noi. Au fost chiar nevăzători care au participat la olimpiade, cred, și la faza județeană, nu știu dacă s-ar putea și la națională, la geografie. Da, deci sunt nevăzători. Deci competențele există. Nevăzători. Și înțeleg că subiectele erau aceleași pentru toată lumea, nu erau probe specifice. Da. Și nevăzători care sunt pasionați de acest. De asta am spus că ar fi foarte frumos să se facă și pe geografie pentru a avea mai multe hărți. Acum, noi încercăm și profesorii din școală încearcă să adapteze hărți, să avem atlase tactile în școală, avem materiale, dar problema constă în faptul că în acel timp scurt, de când primești subiectele, ei trebuie să țină, noi nu putem adapta acea hartă tactilă de o manieră în care copilul să și recunoască. Sau când și o altă informație foarte importantă, în fiecare an școlar, doamnelor, domnilor, peste 100 de elevi încadrați în învățământul special vor putea învăța istoria folosind această tehnologie ce a costat peste 1,8 milioane de euro. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și sperăm cât de curând să discutăm și despre o astfel de tehnologie în ceea ce privește geografia. Vă mulțumesc încă o dată, domnule profesor, cu Andreea Noti, colega mea. Vă întâlniți săptămâna viitoare la emisiunea Fără Prejudecăți de la Televiziunea Română. Noi mergem acum mai departe. Călătoria cu avionul este acum la îndemâna oricui. La nivel național, peste 9,94 de milioane de persoane au călătorit cu avionul în primul semestru din anul 2018, în creștere cu 7,5% față de aceeași perioadă din anul 2017. Aeroportul internațional din Cluj-Napoca este al doilea cel mai mare din țară după numărul de pasageri. În inima Transilvaniei s-a înregistrat o creștere de 6,3%. Daniel Lar este un cunoscut om de afaceri din Cluj-Napoca. De 20 de ani, meseria îi impune să călătorească des. Într-o lună cred că plec de 3 ori din Cluj, deci cam 3 săptămâni pe lună sunt pe drum. Și în general plec pe Iași, București, de asemenea vestul Europei, în special Olanda. De anul ăsta un pic și Scandinavia. Și tot pentru business în America de Nord. Pe vremuri se mergea cu microbuzul în Budapesta, asta era prima fază, după aceea erau puține zboruri și aveai nevoie de legături, de multe ori Budapesta și București. Aeroportul internațional Avram Iancu este un adevărat furnicar la aproape orice oră. Mi-aș putea imagina viața cu un aeroport și mai mare la Cluj. Atunci când a fost deschisă aripa nouă, a fost o schimbare foarte bună, așa, în sens masiv. Pe de altă parte, pare neîncăpător în anumite ore ale zilei. Am fost la Miercurea Ciuc, unde avem un proiect. Președintele nostru a organizat călătoria și am vizitat numeroase locuri și ne-am bucurat foarte mult de ce am văzut. Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, aeroportul internațional din Cluj este al doilea ca mărime din țară după numărul de pasageri. Și-a înregistrat o creștere a numărului de pasageri transportați cu 6,3% față de aceeași perioadă anului 2017. La Cluj, în primele 6 luni ale anului 2018, s-au înregistrat un număr de 1.297.087 de pasageri. De asemenea, peste 1 milion dintre aceștia, respectiv 81%, au călătorit pe rute internaționale. În ceea ce privește rutele interne, de la Cluj-Napoca, cei mai mulți pasageri s-au îmbarcat spre București, 95%. Mai exact, din 122.435 de călători, 120.290 au avut ca destinație capitala.
De curând, pe aeroportul Avramiancu a fost primit cu Fast pasagerul cu numărul 2 milioane. Până la finalul anului, reprezentanții aeroportului estimează că vor avea 2.750.000 de călători. Planurile de extindere ale aeroportului vor aduce un trafic de 7 milioane de pasageri în 2030. Revenit în platou, doamnelor și domnilor, tot cu avionul vor veni și artiștii ce vor fi prezenți la cea de-a doua ediție a Festivalului Cluj Symphony Experience, care începe joi, 20 septembrie, la Cluj-Napoca. Timp de 4 zile, Clujul va fi transformat. Cum va fi transformat? Vom afla chiar acum de la invitatul meu, Flavius Buzilă, solist al trupei Hara. Bine ai venit! Bine te-am găsit să cu avionul? Am venit cu avionul, dar nu chiar acum câteva zile. Vorbește-ne despre acest eveniment pe care voi îl organizați la Cluj, care iată faptul că la a doua ediție înseamnă că prima a fost cu strigături, ca să A fost cu strigături în sensul cel mai bun al cuvântului. Am avut peste 10.000 de oameni în Piața Unirii. Festivalul este inedit, este unic, pentru că trecem dincolo de stiluri. Adică am mers pe ideea că muzica nu trebuie să mai însemne doar stiluri muzicale sau genuri muzicale, ci pur și simplu emoția și călătoria de dincolo de ele. Voi știți asta și voi sunteți obișnuiți cu publicul de Cluj, dar cum convingeți orchestrele? Sunt deschise? Sunt receptive? Sunt ceilalți artiști care au spus da inițiativei voastre din prima? Acum nu știu, într-adevăr, mie mi se mai spune și Merlin Monroe Brunet, în sensul că nu mă refuză nimeni, poate știi. Și care e secretul? Da, nu, glumeam acum. Oamenii au fost convinși de idee, foarte multă lume entuziastă. Mă așteptam și eu să găsesc mai multe, să întâmpinăm mai multe pietici, dar nu a fost cazul. În primul rând, orchestra Big Dima Band de la Academia Gheorghe Dima din Cluj, căreia îi mulțumesc foarte mult și în special dirijorului Răzvan Metea. Sunt o gașcă extraordinară, oameni tineri, foarte deschiși la minte, își doresc să... Cu o mentalitate super faină, că toți suntem la Cluj, da, nu? Adică da, lași exact. Și fostele deoparte și nu-ți dorești neapărat să fii cocoțat pe o scenă, într-o sală foarte importantă, cu telefoanele date pe silent, ci ești, înțeleg, în oraș, în oraș printre în ambulanțe, oamenilor. Printre copii care s-ar putea să urle și așa mai da. Departe. Festivalul ăsta întreg este o provocare. Noi spunem că o provocare frumoasă, dar ca orice provocare trebuie să fii atent la implementare. Și dacă anul trecut am avut niște concerte extraordinare cu artiști din toate genurile muzicale care au cântat cu orchestre simfonice, anul ăsta continuăm călătoria și mai adăugăm câteva condimente. Mâine, de exemplu, avem pe artistul norvegian Axel Kolstad, unul dintre cei mai buni și mai talentați pianiști ai Europei, care va face o călătorie muzicală cu pianul, o călătorie mobilă. Vom avea un pian pe care o platformă, care va călători și în timp ce călătorește prin cele mai frumoase locuri din Cluj, va cânta live non-stop cu câțiva spectatori pe care i-am luat prin concurs. Ce tare! Avem câteva detalii legate de ore, program să ne spui? Sigur. Începând de la ora 18 este această călătorie. Înainte de asta el va face o altă călătorie cu copiii mai mici și mai mari la Liceul de Muzică din Cluj, unde are un program odată Mozart for Kids. Încearcă să-i apropie pe copii și mai mult de tainele pianului printr-o metodă total neconvențională. El joacă un rol dublu și tatălui Mozart și Mozart în același timp. Ce tare. Și face un show incredibil acolo. Pe de altă parte are și un workshop pentru elevii mai mari de la Liceul de Muzică, un workshop care se numește Cum să cânți clasic în secolul 21. Exact despre ruperea barierelor, despre a trece în primul rând în mentalitate dincolo de anumite limite care de cele mai multe ori știm că sunt autoimpuse de fapt. Numai așa se cântă, numai așa se poate. Și așa fii mai sincer cu noi, Flavius, piesa Ne vedem la Cluj, ai făcut-o după ce ai văzut succesul ediției de anul trecut, prima înainte. Ediție? Înainte. Ai prevăzut cumva? Da, veneam spre Cluj tocmai ca să organizez festivalul cu 2-3 luni înainte de festival și au început să-mi vină primele versuri și atunci am zis, băi, dar cum ar fi să scriu chiar o piesă despre orașul meu de suflet și orașul studenției mele. Avem atâtea amintiri aici și lumea a reacționat extraordinar, oamenii ne-au spus, băi, mi se pare o super idee, de ce să avem piese numai despre mare, numai despre Mamaia, de ce să n-avem, uite, și despre Cluj, despre orașul unde ne... Dar ce-a făcut Clujul cu tine de ți-a intrat la suflet și te-ai gândit să aduci? E super fain, iar vin și spun că ai adus Symphony Experience la Cluj, dar de ce n-ai dus-o în altă parte? Am simțit că e cel mai potrivit loc, pur și simplu. Pentru când că... am venit, da, când am văzut conceptul prima oară, când am avut viziunea acestui concept, am spus, da, Cluj, am și văzut Piața Unirii, statuia lui Matei și foarte multă lume acolo care cântă cu noi. Pentru că este un oraș cultural, pentru că este un oraș cosmopolit, pentru că este un oraș foarte tânăr,
deși are clădiri, vorba aceea, cu o istorie bogată, arată și simte foarte tânăr. Și asta nu spun numai eu, pur și simplu o spune toată lumea. Are un vibe, cum se spune astăzi, foarte, foarte bun, pozitiv, lume, foarte multă lume deschisă. Și am simțit că este locul cel mai potrivit să lansăm acest concept. Faptul că anul trecut am avut chiar mare succes, mm-hmm. suntem siguri că și anul ăsta va fi la fel, mai ales că, exact cum spuneam, avem mult mai multe experiențe. Vineri, de exemplu, avem ceea ce se numește Symphony City, adică simfonizăm tot orașul, mici orchestre vor merge în tramvai, în autobuze, la mall-uri, la aeroport, în parc și așa mai departe și vor cânta exact unde poate nu se așteaptă oamenii sau se așteaptă cel mai puțin. Sâmbătă avem marile concerte din Piața Unirii, începând cu ora 19, vom avea pe DJ Calu, care va face un Electric Symphony alături de orchestra Big Dima Band, îi vom avea pe băieții de la Libitum Voices, va fi Cristi Minculescu, care va cânta niște piese pe care le cunoaște deja toată lumea, dar într-o cu tot o altă manieră. Va fi prietenul Dan Bittman, foarte celebru zilele astea, din alte motive decât cele muzicale, dar noi vorbim despre muzică acolo. Și bineînțeles, trupa Hara, alături de orchestră, vom face un super show simfonic și cu piesa Ne vedem la Cluj și cu multe alte piese din discografia noastră. Iar duminică vom avea un super flash mob în Piața Unirii cu 100 de muzicieni care cântă live Rapsodia Română. Wow. A lui George Enescu. În paralel, 10 pictori pictează live Rapsodia Română a lui George Enescu. Suntem foarte încântați că după ce Rareș Cherecheș, pictorul care conduce această echipă și colegii lui, au anunțat pe canalele lor de comunicare ce urmează să facă, deja am primit oferte din Turcia, din Coreea, din Spania. Le spui da și lor? Da, nu numai cu muzica, cu pictura, să vor să vadă rezultatul și să o folosească, da, să o folosească în taberele de pictură ca și idee. Practic, asta este starea festivalului Cluj Symphony Experience. E bazat încadrat, iată, și în centenar, foarte, exact, și foarte în centenar. Fericit. Marcăm și centenarul și vrem să aducem foarte multă creativitate, inspirație, armonie, căldură. Nu mai vrem să vedem doar concerte pentru un anumit target de public. Muzica este pentru toată lumea. Aveți și tineri artiști care acum sunt în pragul unei lansări, care nu sunt atât de cunoscuți? Păi, în primul rând, orchestra este formată din oameni tineri și foarte tineri, studenți, proaspăt absolvenți și așa mai departe. Practic, este o întâlnire între generații. Și este o super experiență. Și o trambulină pentru cei tineri, nu-i așa? O trambulină, sigur. Este o super experiență nu doar pentru public, este și pentru noi, ca muzicieni, ca organizatori. Să lucrezi cu oameni. Tu ai mai participat în astfel de proiecte de asemenea tentă, să spunem, înainte să te înham și să spui, hai să organizezi. La un nivel mai mic. Au mai fost idei, dar nu puse așa în scenă. Și cu orchestre simfonice nu. Asta a fost o premieră și pentru mine. Deci pentru mine anul trecut a fost... E mai greu să cânți cu orchestră în spate sau e mai frumos? E mai frumos. Aș prefera să zic că e mai frumos. Asta cu greu, știi cum e, depinde și cum o vezi. Ușor nu este, dar când lucrezi cu oameni profesioniști, rezultatele sunt extraordinare și am văzut cum s-au topit pur și simplu limite și frici ale oamenilor, pentru că inclusiv artiștii consacrați, uite, Dan Teodorescu de la trupa Taxi, care a fost anul trecut, până cu două zile înainte să cânte, zicea, da, ești sigur, da, nu știu, crezi că o să mă descurc, da, știi ce cântăm noi și cu orchestra, și spuneam, mai stai liniștit că o să fie bine, și după ce a coborât de pe scenă, incredibil, a fost experiența vieții mele. E altceva, e cu totul și cu totul altceva. La fel, pentru copiii din orchestră a fost o super experiență să iasă din sfera muzicii clasice, care are farmecul ei, și să cânte total altceva și într-o altă manieră. Așa că este, de fapt, o experiență frumoasă pentru toată lumea. E clar, ne-ai convins. Așadar, doamnelor, domnilor, joi 20 septembrie... Deci sunt Marilyn Monroe, da? E cât se poate de clar că vom fi alături de voi pe străzile Clujului și în locuri în care nici nu vă gândiți că veți putea întâlni cu o astfel de experiență. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Eu sunt Ovidiu Damian, ne revedem mâine. La revedere!